Stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. În această seară i-am invitat în platoul Informația TV pe domnii Beniamin Urs, consilier județean PNL. Bine ați revenit în platou. Mulțumesc de invitație, bună seara tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Și pe domnul senator Turoș Lorand, UDMR. Bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Da, în platou, prin Skype, ar fi trebuit să fie și doamna Aurelia Fedor, ca primarul Negreștiului, dar se pare că am pierdut semnalul cu dânsa, este undeva în zonă de dealuri și n-am reușit să refacem legătura. Stimați invitați, stimați telespectatori, s-au dat rezultatele finale în capitalele de județ, de pildă, PNL a obținut 15 primării, PSD 14, USR plus 4, UDMR 4. UDMR Satu Mare este și primul partid din județ care și-a desemnat candidații la alegerile parlamentare sau cel puțin candidații pe locurile eligibile, da? Unul dintre aceștia sunteți dumneavoastră, domnule senator Turoș Lorand, care cel mai probabil veți lua încă un mandat, veți obține încă un mandat de senator la Satu Mare. Da, asta e scopul. Scopul nostru e să obținem cât mai multe mandate, bineînțeles. Ce puțin să păstrăm un senator și doi deputați, dar intenția noastră e să mărim numărul parlamentarilor. Bineînțeles, asta acum depinde atât de campanie, cât și de undeva să zic și de noroc, pentru că știm foarte bine redistribuirea mandatelor. Da. E un sistem care e undeva imprevizibil. Și apropo de asta, știți foarte bine că avem un deputat de Constanța din Satu Mare. Bineînțeles, un deputat mare, un deputat UDMR de Constanța, care de fapt e un sătmărean. Da. Colegul meu din Camera Deputaților, Antal Istvan. În acest sistem electoral, de regulă, avem câte un mandat de peste Carpați, să spun așa, deci din județele de peste Carpați. Acum a fost să fie din Constanța, eu nu exclud să fie iar din Constanța, dat fiind și faptul că colegul meu, Antal Istvan, cred că a reușit să coaguleze multe voturi. Așa cum s-a văzut acest lucru, de exemplu, la alegerile europarlamentare, atunci când multe persoane au spus că, hai doamne, UDMR primește foarte multe voturi din acele județe. De fapt, era o strategie a noastră în care am încercat să adunăm maghiarii și simpatizanții UDMR de acolo și cele mai multe voturi am luat în județul Constanța, nu întâmplător, pentru că avem acolo un deputat care chiar s-a ocupat de comunitatea din Constanța, nu doar de comunitatea mică maghiară, ci a încercat să reprezinte pe toate minoritățile de acolo. Știm foarte bine, de exemplu, în Parlamentul României, tătarii nu au reprezentanți. Iar dânsul a reușit să reprezinte și pe tătari, pe turci, o minoritate semnificativă în județul Constanța și eu cred și sper în continuare că vom avea o șansă și acolo. Deci, pe lângă parlamentar din Satu Mare, vom avea încă un parlamentar de peste Carpați. Sper că tot să mă rea. Da. De ce a ales UDMR numai reprezentanții pe loc eligibil? Sau de ce se spune pe loc eligibil? Asta înseamnă că nu va avea candidați 2 la Senat, 5 la Camera Deputaților? Nu. La noi e un proces foarte democratic în ceea ce privește desemnarea candidaților. La UDMR niciodată nu din centru s-a spus cine va fi pe locuri eligibile. Există o competiție internă, am avut o perioadă de prealegeri, până la o anumită dată
fiecare persoană care a vrut să candideze și a depus candidatura, după care se face se fac prealegerile. Pentru listele de senat din satul mare, la UDMR, eu eram singurul care și-a depus candidatura. Pentru Camera Deputaților, inițial au fost patru candidaturi, o persoană s-a retras și au rămas trei. Și era o competiție. Domnul Redei de Ișlan din start a zis că nu mai candidează. Nu, dânsul s-a retras din viața activă de politică. Și aici și ieri am avut ocazia să-i mulțumesc personal și acum prin acest cadru vreau să-i mulțumesc pentru activitatea dânsului. A venit la ședință, bineînțeles, a ținut un discurs despre activitatea dânsului de parlamentar și s-a retras din viața activă politică, având și o vârstă înaintate și respectabilă. Și apoi a început cursa internă. Am avut prealegeri secrete. De două ori am avut balotaj. Deci chiar era o cursă strânsă și foarte corectă și fair, cred eu. După care s-a alcătuit o listă. Domnul Maior Lurand e primul, domnul Naisa Bolci e al doilea și domnul Sergi Pierter Levente e al treilea pe lista pentru candidați la Camera Deputaților. Bun, dar înseamnă că vor fi cinci, totuși vor fi cinci. Vor fi cinci, bineînțeles. Bineînțeles, dar neavând mai mulți competitori, da. S-a făcut competiția între cei care se decid, celelalte locuri. Probabil biroul județean va desemna. Acum, dacă n-au fost mai mulți competitori, atunci, bineînțeles, noi trebuie să rugăm pe cineva care inițial n-a vrut să candideze, să vină și să candideze. Sper că, adică sunt convins că vor fi personalități cu notorietate și cu o vastă experiență în administrație și în viața publică. Da. Domnule Urs, cum stau lucrurile în organizația județeană PNL? Adrian Albu, fost președinte, și-a dat demisia, deși PNL a făcut un scor bun la alegerile locale, dar a obținut 23 de primării, a obținut 10 consilieri județeni. Câți în Consiliul Local Satu Mare? În Consiliul Local Satu Mare avem 4 consilieri locali. 4. Bun. Și la conducerea interimară a organizației a fost desemnat domnul Adrian Cosma. Dar în problemele cele mai mari pe care le-am avut noi în această campanie electorală au fost exact în orașe și în municipii. Deci aici, unde este un bazin electoral foarte mare, noi ca și partid nu am știut să convingem oamenii să ne voteze. Uitați-vă ce s-a întâmplat în celelalte județe. În celelalte județe, în municipii și în orașele mari, PNL-ul a avut un scor electoral foarte bun vis-a-vis de votul care l-a obținut în mediul rural, să zic așa. Ori la Satul Mare lucrurile au stat exact invers, au stat pe dos. În orașe nu am obținut scoruri bune, nu avem consilieri locali mulți sau mai mulți decât sau cel puțin cât ne-am propus. Am pierdut primăria orașului Tășnad ca și partid și normal lucrurile au stat prost în aceste alegeri pentru noi în orașe. În oraș și aici normal trebuie să lucrăm, trebuie să reclădim din nou organizațiile municipale, organizațiile unde nu au fost rezultate, să vedem cauzele. Nu vrem să renunțăm la oameni sau să îi dăm afară, dar vrem să reclădim pe niște structuri mai solide și să vedem unde am greșit, să învățăm din greșeli
și probabil să venim cu o ofertă electorală mult mai credibilă în aceste orașe și municipii. Da. Era pe meritat faptul că domnul Albuș a dat demisia? Domnul Albuș a dat demisia pentru că și-au dat demisia toți candidații Partidului Național Liberal la nivel național care au obținut scor mai mic decât partidul, decât scorul partidului. Și a fost o decizie a Biroului Național, Politic Național, care a luat decizia aceasta și au fost sfătuiți să își dea demisia. Și în urma acestui deziderat și-a dat și domnul Albu demisia. Domnul Albu a rămas în PNL, rămâne în PNL, dar deocamdată interimatul acestei formațiuni i-a fost încredințat prin vot de primarii aleși ai județului Satu Mare, domnului Adrian Cosma. Ca biroul permanent a județean, nu? BPJ-ul. BPJ-ul. BPJ-ul e format din primari. BPJ-ul la ora actuală este format din primari și din cei 10 consilieri județeni. 23 de primari și 10 consilieri județeni. Da. La UDMR este interesant faptul că președintele Potokichobo, președintele Consiliului Județean, a câștigat alegerile cu 52.371 de voturi, cu 2.000 de voturi mai mult decât UDMR la nivel de județ, care a obținut 50.121 de voturi. Nu e nimic de mirare în acest lucru. Dacă ne uităm și la voturile din municipiul Satu Mare, Creșcheni Gabor a obținut mai mult decât lista de consilieri. Da, și Chereșcheni a obținut mai mult decât Potokichobo la municipiu. Da, acest lucru... Cred că e o diferență de 1.000 de voturi, cam așa ceva. Da. Nu e o diferență, nu e o diferență extraordinară, dar e o diferență. Aici, bineînțeles, la votul pe o persoană care candidează la o funcție de primar, de președinte Consiliului Județean, contează foarte mult persoana și contează foarte mult percepția alegătorului față de persoana respectivă. Eu cred că în Satu Mare, în municipiul Satu Mare, Creșcheni Gabor are o notorietate foarte mare și da, are o susținere foarte mare acum, indiferent de să spun așa, idei politice sau de orientare politică a persoanelor. În altă ordine de idei, dacă ne uităm, și mă scuzez când vorbesc despre Partidul Național Liberal, dacă ne uităm la voturile, acum suntem după alegeri și putem analiza, cred că, rațional acest lucru. În municipiul Satu Mare, convingerea mea e că oricine din partea PNL ar fi fost candidat, contracandidatul domnului Kereșkeni, n-ar fi obținut un scor semnificativ mai mare. În municipiul Satu Mare, părerea mea e că chiar dacă domnul Cosma ar fi candidat, candidat în 2016. Tot așa ar fi fost lucrurile, adică primul ar fi fost UDMR, USR, PSD și PNL. În acest context putem discuta și despre alte orașe mari și mai ales din Ardeal, din Transilvania. Să nu uităm, în multe reședințe de județ unde PNL a avut primari cu notorietate foarte mare, consacrați, USR a reușit să câștige. Deci nu e de mirare faptul că în Satu Mare USR a obținut un scor mult mai bun decât Partidul Național Liberal.
vreți, la Timișoara. A câștigat un candidat al USR care acum 20 de ani a venit prima dată în România. Nu știa un bob de limba română. Și a câștigat primăria. La Brașov, Alen Coliban, un colegul meu din Senat, a reușit să câștige. Și totuși, domnul Scaru era un primar consacrat, adică îl știa nu doar Brașovul, toată țara. Alba Iulia. Alba Iulia. A căzut. Deci, asta e un trend. E un trend și eu cred că nu trebuie confundate rezultatele alegerilor din municipiu în privința PNL-ului. Bineînțeles, asta e o chestie internă a PNL-ului, cum reacționează. Cu rezultatul pe județ. Pentru că pe județ PNL a avut un scor istoric. Da, dar foarte interesant. Orice lider politic, el trage partidul după el. Ori dacă ai un scor mai mic ca și partidul, care înseamnă că voturile nu sunt a tale ca și persoană, sunt o parte a partidului care te trage după el. Un lider, exact ca și cum s-a întâmplat cu domnul Kereșkeniș și cu domnul Potocki, a avut un scor mai mare decât exact ca și candidatul Adrian Cosma, care a avut un scor voturi mai multe el personal decât partidul. Înseamnă că el s-a erijat ca și un lider în această campanie electorală. Eu cred, probabil, este un punct de vedere al dumneavoastră, că așa trebuia să fie USR-ul pe 2, PSD-ul pe 3 și PNL-ul pe 4, eu cred că puteam face mult mai mult la municipiu. Puteam să facem, de ce, cu ce a venit mai mult USR-ul decât noi? Ori în campania dânșilor învățăm ceva din campania dânșilor pentru următoarele campanii electorale? Putem să învățăm să... Domnule, hai că... Dar nici să îți iei așa de la început o aură de asta de perdant, atunci de ce mai mergi în campania electorală? Nu? Eu cred că fiecare partid își face socotelele și puteam să luăm chiar locul 2. De fapt, în orice campanie electorală, fiecare pornește pentru locul 1. Da. Pentru locul 1. Și trebuie să-ți faci niște strategii pentru locul 1. Dar dacă îți faci pentru locul 2, ajungi pe locul 4. Asta este o problemă. Interesant e că una din strategiile adoptate de PNL în Transilvania a fost faptul că să spună, așa cum a spus și Robert Sighiartău aici în emisiune în platoul Informația TV, că județele și orașele conduse de UDMR sunt mai slab dezvoltate. Dar dacă se face combinația între PNL și UDMR, PNL pe primar sau președinte și viceprimar sau vicepreședinte UDMR, atunci e mai bine. Acum eu nu vreau să comentez despre Robert Sighiartău, pentru că nu e de față. Mi-ar plăcea să fim față de față, pentru că am putea combate multe lucruri. Dar această afirmație e una stupidă. Pentru că primăriile sau orașele conduse de UDMR sunt de altă categorie. Nu sunt... sunt orașe mici. Față de multe primării, reședințe de județi mari, care au avut posibilitatea de a accesa alte fonduri europene decât de categoria noastră, putem să spunem, suntem dezvoltați, dar nu știu, nu putem compara un măr cu un păr. În altă ordine de idei, dacă ne uităm la județul Satu Mare, nu cred că primăriile conduse de PNL să rămânem la orașe. A fost Arduț și Tășnad. Sunt mai dezvoltate decât care i s-au Satu Mare. Dar
Chiar nu vreau să intru în polemică. Asta e o... E o vorbă politicianistă a unui om venit de departe, care habar n-are ce se întâmplă în satul mare. E chiar din Bistrița, nu e așa de departe, Robert Sigertău, e din Bistrița. Da, și ce leagă cu satul mare? Cai domnului Cosma, așa că... Haideți pe bune. Eu cred că se pot dezvolta fiecare oraș și depinde de cât de gospodar este primarul. Noi, ca și PNL, în campania aceasta electorală am luat ca și punct de reper Oradea, Clujul, condus de către primari liberali. Ok, foarte bine. Dar i-am întrebat pe colegi, bun, facem ca și ei, dar ne asumăm ce au făcut ei? Adică ne asumăm ce a făcut Bolojan când a venit la primărie și a făcut o restructurare clară a primăriei, a tuturor sectoarelor și a dat afară oameni care erau angajați acolo și a dus de către partid și așa mai departe și a făcut curățenie. Acum vrea să facă primul lucru, o restructurare clară la Consiliul Județean. Noi ne asumăm. Știți ce înseamnă asta? Înjurături care le-a primit, procese care este implicat, o grămadă. Ești gata să le suferi toate lucrurile astea? De ce? Pentru binele societății. Și a făcut din Oradea ce este. Cu ce preț? Cu prețul faptului că nu a putut să meargă acasă să-și pună liniștit capul pe pernă, pentru că se gândea, mâine am proces, mâine mă cheamă ăla, ălalt mă înjură, ălalt... Și este o vorbă, dacă vrei să faci ceva, o să deranjezi pe unii. O să-i deranjezi. Dar dacă nu faci nimic, îi deranjezi pe toți. Ăsta e adevărul. Dacă nu vei face nimic în 4 ani, te asigur că îi deranjezi pe toți și vei fi o persoană non grata. Asta se întâmplă în politică. Ori eu cred că în următorul ciclu parlamentar, dacă nu se ia și nu se schimbă legislația, cel puțin a funcționarului public, cel puțin a oamenilor care lucrează în administrație, să se facă o restructurare clară, pentru că ei nu plătesc. Știți cine plătește? Plătește omul politic. El nu-și face treaba, dar de plătit nu plătește el. El își primește salariul în fiecare lună. Dar tu, ca și om politic, plătești. Ce faci? Te apuci să fii cioban la autor? Funcționarul public poate fi sancționat prin tăierea salariului. E foarte greu. Are o lege a funcționarului public care, efectiv, nu poți, trebuie să-i cauți un loc de muncă la acela și dacă nu vrea, deci ultimul, el este cel, domnule, vrei să-l muți de pe un post pe altul, la același salar, la același program, dar el nu vrea. Nu poți să faci lucrul acesta. Da, aici aveți perfectă dreptate și, din păcate, de-a lungul anilor, a deceniilor, practic, fiecare guvern a avut, să spun așa, lașitatea de a nu se implica în aceste probleme. Ori pentru că le era frică de sindicate, de proteste, de anumiți lideri mai vocali, ori pentru că probabil și ei au avut câte cineva în sistem. Aici suntem perfect de acord. Va trebui să facem o curățenie care nu înseamnă că trebuie să dai afară neapărat pe oameni. Această curățenie, și permiteți-mi să vorbesc și despre primăria municipiului Satu Mare și despre Consiliul Județean Satu Mare, depinde foarte mult de atitudinea liderului. Nu trebuie neapărat să dai afară. Nu trebuie neapărat să-l sancționezi. Prin exemple bune și prin colaborare zilnică poți să motivezi. Poți să motivezi și funcționarul public. Dacă primarul vine la ora 11 și pleacă la ora 2, pentru că e demnitar și își permite, nu semnează condica, atunci nici funcționarul nu va lucra. Dacă primarul sau președintele CJ vine dimineața înainte de 8 și pleacă la 6-7 seara,
și la 5:30 mai sună câte un director care are nevoie de informații, de rapoarte, de documente, după un timp nimeni nu va pleca mai repede. Eu cred mai mult în puterea exemplului decât în sancționări. Bineînțeles, e nevoie de ambele, pentru că oamenii sunt unii așa, unii altfel. Dar eu am observat personal, atât la primărie, cât la Consiliul Județean din Satul Mare, eu ori de câte ori am dus, chiar și după program, de multe ori erau acolo liderii, erau acolo directori, erau acolo ceva care, da, câteodată lucrau după program, pentru că situația a impus acest lucru. Și acest lucru poți să faci doar prin exemplu și prin a motiva. De multe ori, fiind parlamentar, trebuia să duc anumite documente în București. M-au rugat să duc la ministrul cutare, la ministerul cutare, la agenția cutare. Și de multe ori era câte o muncă eroică, să spun așa, să facă documentația din timp. Eu mergeam dimineața cu avionul și seara încă lucrau oamenii din diferite primării, pentru ca dimineața să fie gata tot documentația, să depună acel proiect pentru a face ceva. Pentru a accesa un proiect, pentru a construi ceva, pentru a face ceva pentru comunitate. Dacă un lider reușește să-și motiveze echipa, uitați, noi stăm aici pentru că dimineața trebuie să predăm acest proiect. Și mai avem nevoie, pentru că vrem să construim ceva. Vrem să construim o școală, vrem să construim un pod, vrem să refacem drumuri. Atunci, credeți-mă, marea majoritate din funcționari publici se vor conforma. Domnul Loran, da, domnul Toroș, deci... domnul Urs, revenim după o scurtă pauză de publicitate, 30 de secunde.